Dar ce vreau să vă spun este că dacă vor reuși să găsim repede, și aici ne pot ajuta și oamenii, dacă putem să găsim repede pe toți cei care sunt contacții ai cazurilor pozitive și aceștia să stea în casă, imaginați-vă că din prima am oprit vectorii. I-am eliminat de pe stradă. Da? Și după aceea urmează să-i monitorizăm pe cei care au intrat în contact cu persoane pozitive. Adică în 2-3 zile noi putem reduce numărul zilnic al cazurilor pozitive la jumătate. Da? Iar în 14 zile am putea avea un moment în care chiar să fie foarte, foarte puține cazuri pe zi.